ziua! Suntem de la Detocnița și oferim serviciul flori pentru tine. Doamna Lilia, cunoaștem că astăzi sărbătorim ziua de naștere. Și cu acest prilej, cineva ne-a telefonat și ne-a rugat mult să vă aducem acest buchet de flori. Și acest buchet sal este pentru dumneavoastră. Tortă și șampanie, ca să aveți o zi mai frumoasă și mai dulce. Și cum credeți, din partea cui este? Din partea ființelor cel mai scumpe a inimii mele, care le iubesc mult și le duc dorul totdeauna. Să știți că este din partea copiilor dumneavoastră, care vă transmit următorul mesaj. Dragă mamă și bunicuță, astăzi este o zi specială pentru tine. E ziua ta, mămică dragă. Din păcate nu putem fi astăzi alături de tine să-ți dăruim noi acest buchet de flori, așa că ne-am gândit să-ți facem o surpriză prin care să-ți transmitem o părticică din dragostea și atenția noastră. Îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Fără tine nu am fi putut ajunge acolo unde suntem azi. Vreau să știi că te iubim foarte mult. Poate că ți-am greșit uneori, dar te rog să mă ierți, căci nu am făcut-o intenționat, ci pentru că eram un copil care nu înțelegea ce înseamnă viața. Dar tu m-ai ajutat să învăț din fiecare greșeală a mea. Ești cea mai bună mamă. Îți sunt recunoscătoare că mereu îmi ești aproape, ne susții și ne ajuți. Azi ne pare rău că nu putem să te îmbrățișăm și să-ți cântăm la mulți ani, dar îți dorim tot binele din lume. Multă sănătate, fericire și bucurii. Te iubim, scumpa noastră mamă și bunicuță. Semnează fiica Ina, ginerele Sergiu și nepoțelul Sorin. Mulți ani vă spune și mama Vera. Și aș dori că să aibă și ei sănătate multă, fericire, noroc, bucurie și să am mai departe bucurie din partea lor. Și vă mulțumesc mult din suflet la dumneavoastră că faceți așa surpriză mare și pe neașteptat. Vă mulțumim mult din suflet. Le spuneți copiilor cum sărbătoriți, ce faceți astăzi? Sărbătorim cu scrii, cu vecini, cu metri, masă întoi, ce să facem. Dar mulțumim frumos că 4 zile am lucrat, dar bunicuța a avut, mama mea a avut grijă și ne-a făcut masă de sărbătoare. O surpriză, asta e surpriză. Eu și de la Chișinău, și de la copii, și de la mama, de la tăți surpriză am câștigat. Și neamurile și cu scrii prin prejurul meu, tăți lângă mine. Și vă mulțumesc mult, o mare mulțumesc mult că ați avut ocazia să faceți așa și surpriză și la mine. La mulți ani, cu multă sănătate și multe bucurii, vă urăm și noi. Lilea, ai și sănătate, mulți ani înainte, fără dureri, fără scârbi, să ai înainte bucurii de la copii, de la lume, care te încoceră lume. Și sănătate. Dacă poate la Dumnezeu, măcar o leacă noroc, dacă... Fii sănătoasă, cu scrie mulți ani înainte, bucurii de la copii, de la nepoți, să sunim și noi cum putem. Mulțumim din suflet, vă mulțumesc din suflet la toți adunați care v-ați adunat în ziua de astăzi. Mă închin în fața ta, dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă, te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Mă închin în fața ta, dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă, te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Te iubesc la nesfârșit, dulce mamă.